numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce este mai ușor a spune? Ia-ți patul tău și umblă sau iertate-ți sunt păcatele tale? Iată o întrebare măruntă, iată o întrebare fără fundament la prima vedere, dar o întrebare plină de tâlc pe care Mântuitorul Iisus Hristos o adresează fariseilor și cărturarilor de față, care plini de zaviste, de pismă și de invidie, căutau să mușamalizeze această minune pe care Mântuitorul a făcut-o în ochii tuturor. Și după cum însuși Evanghelia spune, a venit în cetatea sa. De ce se spune că a venit în cetatea sa? Mântuitorul și-a desfășurat întreaga activitate mesianică în zona Ierusalimului. S-a născut în Bitlehem, a trăit la Nazaret și o parte din minuni le-a făcut. Prin Capernaum, prin Sihar, prin Galileea, prin Erihon. Deci nu s-a depărtat prea mult de Ierusalim, după cum însuși el apostolilor le spune, stați aproape de Ierusalim și de cetate ca să vă puteți umplea de putere multă. Și cu bucurie multă ei s-au întors în Ierusalim cu rugăciuni slăvind pe Dumnezeu, spune Evanghelia. Minunatele întâmplări, ca să spunem de ce le spun minunate, fiindcă toate sunt la o înălțime duhovnicească extraordinar de adâncă, fac ca Mântuitorul să câștige o reputație deosebită în fața poporului, fapt care întotdeauna îi făcea pe iudei, pe farisei și pe cărturari să se simtă puțin complexați în fața situației. Deci ei care dețineau sinedriul și dețineau învățătura legii vechi, litera și decalogul, tocmai ei erau cei care nu se puteau acomoda tocmai cu aceste lucruri. De aceea întotdeauna găseau argumente, că a făcut vindecarea sâmbăta, că hulește pe Dumnezeu, că și cu satana scoate pe alți dragi. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos și-a ales să facă minunile într-o smerenie. Dar de fiecare dată într-o smerenie scoate în evidență tocmai ceea ce se dobândește prin smerenie. O femeie mare, credința ta, îi spune femeii hananiencii. Fiică, te-ai tămăduit, mare este credința ta, spune femeii cu scurgerea de sânge să se atinge de la spate. Sutașul din Capernaum îi spune la fel, care avea sluga bolnavă. Fie ție după credința ta, mare credință n-am văzut nici în Israel, atâta credință, deci nici la neamul iudeu, câtă credință am văzut în Capernaum, unde trăiau romani. Și în sfârșit, și astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos pune o deosebită atenție sau un deosebit accent pe factorul credință. Și le spune celor ce erau de față, credeți? Este o întrebare destul de ușoară. Leproșilor le-a zis, credeți că pot face eu aceasta? Mergeți și vă arătați preoților. Deci n-a vrut să strice legea veche, n-a vrut să încalce porunca. Deci toate în Dumnezeu să se facă. Dar în același timp Mântuitorul este și Cel care se păstrează plin de smerenie. Când ucenicii s-au supărat, în timpul misiunii evanghelice și-au spus odată, Doamne, coboară foc din cer peste aceștia care ne supără sau ne chinuiesc. Mântuitorul le-a spus, al cui duh sunteți? Ori nu știți că satana dezbină? Trebuie, zice, să câștigați pe toți. Și dacă ei nu vin după noi, dar fac minuni în numele nostru, de la Dumnezeu sunt. Și atunci le dă o altă pildă. Acolo, în cetatea unde nu vă primește, să vă scuturați praful de pe încălțăminte. Iar unde vă primește și vă odihnește, dacă vă primește pe voi și pe mine mă primește și în același timp să spuneți pace casei acestea, fiindcă pacea mea o dau vouă, le spune Mântuitorul Iisus Hristos. De ce am făcut aceste comparații și aceste, ca să spunem așa, formule de intrare în Evanghelia de astăzi? Ca să vedeți că tocmai Evanghelia de astăzi se bazează pe multe acte de smerenie ale Mântuitorului Iisus Hristos. Și începem să o luăm ușurel câte un verset, fiindcă sunt foarte puține 8 la număr, și să vedem. Iată, i-au adus un slăbănoc zăcând pe pat. Câtă generozitate! Deci dacă a văzut că Mântuitorul poate vindeca de la distanță, cum a fost sluga sutașului, ce au spus? Cu atât mai mult, poate noi suntem mai păcătoși decât acel sutaș, dar hai să mergem noi direct cu bolnavul la Mântuitorul, iar Ioan arată după Paști că a spart acoperișul casei și l-au băgat prin acoperișul casei, iar astăzi arată că ei l-au pus înainte Mântuitorului. Deci nu are importanță, mai puțin contează dacă este unul și același slăbănoc.
Important este că Mântuitorul față de doi slăbănoși se comportă deosebit. Acestuia îi spune, îndrăznește, fiule, iertate-ți sunt păcatele, deci ca un cunoscător al inimii, trecem pentru prima parte, deci ca un cunoscător al inimii îi arată că boala îi se trage din păcate, deci pentru fără de legile făcute, iar celui de la Viteza care răbda de 38 de ani îi spune altfel, vrei să te faci sănătos? Deci iată ce întrebare. Vine Dumnezeu în fața unui bolnav și întreabă, vrei să te faci sănătos? Oare ce se ruga în timp când stătea la Viteza? Să se facă bolnav? Nu. Mântuitorul a vrut să scoată în evidență și acolo la Viteza realitatea prin care omul comunică cu Dumnezeu. Dar acel om era lipsit de puterea rugăciunii. De aceea și-a suferit atâția ani lângă scăldătoare. Zice, n-am om să mă arunce. Deci iată ce argumentat. Nu am om să mă arunce. Și atunci Mântuitorul a spus, bine, fă-te sănătos, eu sunt omul care trebuie să te ajut, dar ai grijă să nu greșești. Deci Mântuitorul vedea o boală care va recidiva și pe viitor. De aceea Mântuitorul, ca un cunoscător al sufletelor, știe când să îndelunge boala și știe și când să o scurteze. Deci cam aici trebuie să înțelegeți un mic pasaj. Pentru că Iisus, văzând credința lor, deci iată, nu s-a mai referit numai la credința slăbănogului, la femeii cu scurgerea de sânge sau a hananiencii sau a sutașului, ci văzând credința lor, i-a simțit cu Duhul că au venit curați în fața lui și cu bună știință că doresc, în primul rând, ce? Doresc binele aproapelui. Oriundeva în Filocalea 5, Petru Damaschin spune că sunt trei feluri de oameni. Oameni pentru oameni, oameni pe lângă oameni și oameni contra oameni. Adică, oameni pentru oameni sunt cei care l-au adus de data aceasta pe acest slăbănog și l-au expus în fața Mântuitorului. În primul rând, se vorbește de o solidaritate creștină. Se vorbește de un act de caritate și de binefacere. Deci, indiferent cine este bolnav și pătimește, indiferent de starea lui de păcătoșenie sau de sfințenie, trebuie să te străduiești și să-l prezinți lui Dumnezeu, dacă se poate, așa cum spunea și Părintele Cleopa odată, când ai un om bolnav, întâi spovedește-l și împărtășește-l, ca Dumnezeu să ierte păcatele și apoi aleargă cu el la doctori. Deci, Iisus, văzând credința lor, n-arată nici cât a pătimit, nici de când pătimea, ci că era slăbănoc și uscat pe patul lui și nu se putea mișca. Dar în același timp arată că acești oameni au venit de departe cu el și l-au pus în fața Mântuitorului. De aceea Iisus, văzător cu Duhul și pentru că este Dumnezeu, le-a văzut credința lor. Cine a văzut culoarea credinței? Sau cine a văzut mulțimea ei? Sau cine a văzut mărimea ei? Sau cine a văzut intensitatea ei? Dar aceste lucruri se cunosc. Și ce știm? Știm că există credință curată, când spune Mântuitorul celor curați cu inima, toate le sunt curate, Evanghelia. Știm că este credință fățarnică, pe care Mântuitorul o arată astăzi în Evanghelie și de multe alte dăți, când spune fățarnicilor, sau pui de năpârci, sau le spune mai departe, fariseilor, sau cărturarilor, sau vouă care strec morminte văruite și așa mai departe. Este credința bolnavă. Ce înseamnă credința bolnavă? Acea aiureală sufletească în care omul își calcă discernerea și dreapta socoteală și o ia pe coclaur. Adică exagerează în post, exagerează în rugăciune, exagerează în anatomia trupului și în anatomia sufletească. Ori trupul este casa sufletului. Dacă trupul nu este hrănit și îngrijit după porunca evanghelică, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu și pe aproapele ca pe tine însuți, deci îi pune în aceeași persoană pe aproapele și pe Dumnezeu, deci relația om-Dumnezeu-eu, este pusă în aceeași măsură. Deci și pe mine trebuie să, și pe aproapele, și pe mine trebuie să mă iubesc ca pe Dumnezeu. Deci pune în evidență ce? În primul rând, integritatea corporală. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur în Evanghelia, în comentariile Evangheliei de la Matei, Dumnezeu nebunilor nu le cere credință.
Deci celor care exagerează, Dumnezeu nu le cere nimic. De ce? Pentru că știu că exagerează și nu are nevoie de extremele lor. După aceea, este credința îndoielnică. De ce vreau să spun credința îndoielnică? Dacă poți face tu aceasta? Dacă poți face tu aceasta? Și Moise în Vechiul Testament are să curgă apă pentru nedreptățile lor? Deci, îndoiala este la fel o slăbiciune în credință pe care omul o manifestă în prezența lui Dumnezeu și în convorbirea lui Eu Dumnezeu, atunci când nu se mai bazează pe relația Eu Dumnezeu, ci își pune întâi planul material sau planul personal, social în față și apoi își arogă timp și lui Dumnezeu când spune, zice, Părinte, suntem prea ocupați și nu avem timp de rugăciune. Foarte bine, adunați cu voi înși și vă poți să risipiți cu Dumnezeu. Deci ce se întâmplă? Cine n-adună cu mine risipește și cine nu-i cu mine împotriva mea. Și mergem mai departe, văzând credința lor. De unde se mai vede credința la om? A spus Mântuitorul Iisus Hristos destul de frumos în una din Evanghelii. Și zice, îi veți cunoaște pe oameni după faptele lor, precum pomul după roadă. Iar într-un alt citat al Evangheliei, la fel de frumos se referă și spune, dacă sarea se strică, și bucatele se strică, că n-au cu ce să fie trese. Și iarăși spune Mântuitorul, voi sunteți sarea pământului. Ei, ori dacă învățătura pe care o primești este sănătoasă și tu poți ajunge sănătos, ori dacă te alimentezi din învățături, cum se spune în popor, de la babe citire, de la babe citire ajungi și cu credința. Adică, vii la ușa Sfântului Altar, vii la ușa Sfintei Spovedanii, vii la ușa Sfintei Împărtășanii, vii la ușa Tainei Pocăinței sau a Cununiei sau a Botezului, la ușa Mirungerii și vii și spui, mă tem de farmece, mă tem de vrăj, mă tem de cutare și cutare lucru, te tem tocmai din lipsa de credință, te tem tocmai din lipsa de prezență de Dumnezeu, te tem tocmai din lipsa de personalitate sufletească și duhovnicească ta însăși în fața duhurilor necurate. Orice a spus Mântuitorul în Evanghelia Învierii destul de clar și de frumos, vă dau putere asupra duhurilor necurate, să le scoateți și să botezați în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Orice a spus Mântuitorul în Evanghelie, dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Orice a spus Mântuitorul, oare nu sunteți voi mai presus decât păsările? Orice a spus Mântuitorul, să mișcă un fir de păr din capul vostru fără știrea mea și ori tu ajungi să te temi de nu știu ce turnătură, de nu știu ce ață, de nu știu ce broască, de nu știu mai ce și așa mai departe. Dar e adevărat, teama este persistentă, este evidentă, este adevărată și este existentă. De ce? Fiindcă lipsește prezența lui Dumnezeu. Lipsește prezența lui Dumnezeu în fapte, lipsește prezența lui Dumnezeu în societate, lipsește prezența lui Dumnezeu în comportament, lipsește prezența lui Dumnezeu în familie, lipsește prezența lui Dumnezeu prin lipsa candelei și a icoanei, lipsește prezența lui Dumnezeu prin lipsa Sfintei Împărtășanii, lipsește prezența lui Dumnezeu prin lipsa spovedaniei, lipsește Dumnezeu prin lipsa rugăciunii, lipsește prezența lui Dumnezeu prin lipsa de timp duhovnicesc. Ori omul care își alocă măcar o oră din 24 lui Dumnezeu, va fi păzit de harul lui. Ne-a spus, mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni și dau zeciuială. Ori din cele 10 ore, probabil, pe care ar trebui omul să le dea lui Dumnezeu, măcar o oră să-i o da în ziua duminicii venind la Sfânta Liturghie. Deci este adevărat că Dumnezeu le-a văzut credința lor. I-a văzut și credința celui de la Viteză, dacă ne-a spus, vrei să te faci sănătos? Îl vedea în cugetul lui că nu sănătatea o urmărea, ci disperat și nenorocit credea că nu mai este șansă de vindecare și tradiția scăldătorii de la Viteză este doar o minune întâmplătoare și aia probabil că se întâmplă cine știe cui și când. Deci tocmai îndoiala din sufletul lui îl făcea ca să nu aibă parte de acea vindecare. Ori cel care sparse acoperișul casei și-au băgat pe bolnav în fața Mântuitorului în Evanghelia de la Ioan, mai multă credință au demonstrat. Ori aceștia care l-au dus și l-au pus în fața lui din Evanghelia de la Matei, din Slăvănogul de astăzi, au demonstrat în primul rând seriozitate. Adică au căutat să facă un act
de caritate, sincer, modest, smerit și cât mai puțin ieșit din comun. Adică să nu distragă cumva atenția iudeilor că ei ar face oarecare faptă care să iasă în ansamblu. Și atunci, sigur, au adus și văzându-l pe slăbănoc, zăcând pe pat și văzând credința lor, le-a zis. I-a zis, de fapt, văzând credința lor, i-a zis slăbănocului: îndrăznește, fiule! De ce îndrăznește, fiule? Niciodată un om nu se va spovedi fără voia lui până nu este convins, niciodată un om nu se va întări duhovnicește fără voia lui dacă nu este convins. Ori acești oameni, când l-au adus în fața Mântuitorului, l-au adus convins și ei întâi, și apoi și el era convins că de va ajunge în fața lui, se va vindeca. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos ce mai vede în inima slăbănocului? Vede părerea de rău și vede căința, vede smerenia lui în primul rând. De ce? Se poate că slăbănocul acolo pe pat se gândea așa: cum să mă ierte pe mine învățătorul când eu sunt păcătos? Cum să mă ierte pe mine învățătorul când eu am atâtea păcate? Dar dacă cumva mă ceartă și mi le dă pe față, dacă cumva mă face de râs așa bolnav cum sunt în fața tuturor, Doamne, de m-ar ierta, Doamne, de m-ar trece cu vederea ce multe aș mulțumi. Deci iată forme de gândire interpretate în părerea noastră personală prin care Mântuitorul ar fi privit această stare jalnică a slăbănocului ce zăcea pe pat purtat de cei patru oameni. Dar în același timp, imaginea Evangheliei trece în tablou al doilea, adică mișcarea și comportamentul fariseilor și cărturarilor. Când au auzit aceștia: iertate-ți sunt păcatele, au și luat foc. De ce au luat foc în primul rând? Era pentru prima dată în legea veche când ei auzeau acest cuvânt: iertate-ți sunt păcatele. Fiindcă se știa că în legea veche măsură pentru măsură, dinte pentru dinte, moarte pentru moarte, deci toate se plăteau cu moarte. Cine greșea era omorât. Ori de data aceasta, iertate-ți sunt păcatele, aceasta era o hulă la adresa decalogului în primul rând și la adresa lor sufletească, din care le lipsea cuvântul iertare. Deci nu exista. Iisus știind gândurile lor, spune mai departe, deci iată ce frumos se transpune Mântuitorul ca Dumnezeu, le-a zis: pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? De ce nu le-a spus că cugetă cu mintea? De ce tocmai cu inima? Pentru că inima de data aceasta era izvorul răutăților. Iată, m-a mai făcut un sănătos. Iată, ăsta mai face azi o minune. Iată, mai pierdem niște oameni. Iată, să vezi că și ăștia o să-i urmeze lui. V-am spus că dacă îl prindeam și îl omoram să termina cu el, v-am spus că dacă îl dădeam în sinedriu și îl judecam sau îl dădeam pe mâna stăpânitorilor romani, se sfârșea odată. N-ați vrut să ne ascultați, n-ați vrut să țineți cont. Ei, priviți acum cum se duc oamenii după el. Și atunci, în clipa aceea, Mântuitorul le-a înțeles răutatea inimii, dar le-a înțeles și substratul, fiindcă de data aceasta Mântuitorul a avut grijă să facă un lucru cu totul deosebit. Minunea nu s-a mai săvârșit sâmbătă. Deci arată clar Sfântul Ioan Gură de Aur că minunea n-a mai fost săvârșită sâmbătă. De ce? Tocmai Mântuitorul să-i prindă la strâmtoare, să văd ce vor spune acum. Și iată că într-adevăr au spus: hulește! Și atunci, dacă Mântuitorul a văzut că această problemă se complică, a trecut în partea cea mai adâncă a problemei și a spus așa: lasă că eu am să vă încui altfel. Noi am mai întâlnit aceste feluri de comportament ale Mântuitorului adânci în substrat, când le spune ucenicilor, zice, vom fi încercați de iudei. Și au venit iudeii și au cerut semn de la dânsul. Și a zis: fă-ne nouă un semn. Și a spus: aveți de ajuns semnul lui Iona prorocul. Precum Iona a stat închit, așa și ăsta, fiul omului va sta în pântecele pământului și a treia zi va învia. A zis, zice, spune-ne nouă cu ce putere faci tu aceasta. La care Mântuitorul îi prinde din nou la strâmtoare și le dă cu tot un al treilea răspuns și le spune: da, eu vă spun cu ce minuni fac aceasta, dar spuneți-mi voi altceva. Botezul lui Ioan a fost de la oameni sau de la Dumnezeu? Să spună că de la oameni, toți îl știau pe Ioan Botezătorul că era proroc. Dacă spuneau că e de la Ioan, îi omorea poporul, fiindcă nu credeau în el.
și se răzvrăteau. Și atunci cădeau și atunci au spus, nu știm. Iată și Mântuitorul de data aceasta folosește din nou acest lucru. Nu le explică ce înseamnă iertate-ți sunt păcatele, dar îi întreabă, voi ca oameni plini de cultura Vechiului Testament, voi ca învățători ai legii vechi, voi plini de știință și de toate, răspundeți-mi la această întrebare. Ce este mai lesne? Deci îi cufundă în două minuni deodată. Să ierți păcatele sau să zici, scoală-te și umblă. Evident că i-a pus la încurcătură. Și să vezi de ce i-a pus la încurcătură? Nu ca să clipocim asom sau să ne plictisim ascultând, ci pentru un simplu fapt. Minunea era faptul că iertarea păcatelor este taină și taină rămâne că nu se vede, ci se simte. Omul se împacă cu conștiința și se simte curat în fața lui Dumnezeu și îi simte ajutorul. Asta era prima din iertarea păcatelor. Dar mai mult de atât, Mântuitorul le arată că scoală-te și umblă este partea a doua a minunii. Deci prin iertarea păcatelor omul poate să dobândească și sănătate trupească. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că la fel de bine prin acumularea de păcate omul a putut să dobândească boală și slăbănogeala care o avea. Și noi știm din Evanghelie când Mântuitorul spune, întrebat de ucenici, deci este ăsta ori Doamne? Cine a greșit, el sau părinții lui? Și Mântuitorul spune, nici el, nici părinții lui n-au greșit. Deci iată, nu erau păcate strămoșești sau părintești, ci ca să se arate slava lui Dumnezeu. Ori de data aceasta Mântuitorul Hristos nu relatează forma și felul păcatului, ci vine și expune direct. Ce vreți, să iertăm păcatele e mai ușor sau să-i spunem să umble? Aici se referă la o chestie foarte frumoasă și interesantă. Pentru cei grei și năuci la minte, Mântuitorul a făcut minunea vindecării trupești și a luat slăbănogul, salteaua la spinare și patul de nuiele sau din verzi de finic din ce era alcătuit și a șters-o acasă. Ei, asta i-a convins pe toți că merge și că asta e minune dumnezeiască. Dar Mântuitorul n-a rămas convins de aceasta. Deci Mântuitorul el în sine n-a considerat o minune. De ce a desconsiderat-o? Fiindcă a știut că noi nu avem nevoie de sănătatea trupului care e trecătoare. Trupul moare și se duce în viața cealaltă. Ci avem nevoie de sănătatea sufletului mai întâi, ca să moștenim viața de veci și nu viața cea peritoare. 70 de vor fi în putere, 80 o steneală și durere. Și atunci Mântuitorul le arată, uite ticăloșilor, n-ați înțeles starea duhovnicească a legii darului pe care vin să o propovăduiesc. N-ați înțeles că un suflet spălat și curat, dacă s-ar mântui sufletul, e mai mult decât toată lumea. Vedeți un trup sănătos, poate asta vă liniștește. Și atunci Mântuitorul le pune în balanță, de fapt, prin acest lucru, tocmai această ipostasă. Le arată că mulți aleargă la biserică să-și vadă trupul sănătos, să nu mai aibă cancer, să nu mai aibă boală de inimă, de cap, de gât, de picioare, de mâini, de lepră și așa mai departe. Sau ce boli suferă ei. Dar uită că nu aceasta rămâne necesară în viața omului, ci tămăduirea sufletească rămâne necesară. Că dacă omul moare pregătit sufletește, spovedit și împărtășit și miruit și botezat și cununat și pocăit și împărtășit, e mai mult decât faptul că ți se deschid ochii când nu vezi sau ți se dezleagă o paralizie sau ți se dezleagă o anemie sau un cancer sau așa mai departe. Pentru că proveniența bolilor este excesul de bunătăți și excesul de fapte pe care noi le facem din iubire de sine. Ori sănătatea este tocmai invers. Sănătatea este arma pe care îl desparte pe om de Dumnezeu când nu știe să o folosească. Dar sănătatea sufletului este arma care îl unește pe om cu Dumnezeu. Cine își pierde, zice, sufletul pentru mine în lumea aceasta, sufletul în lumea aceasta, Mântuitorul folosește forma grosolană de trup, spunând suflet. De ce? Sufletului, trupului, dându-i forma de suflet. S-a luat după acel bogat suflet, ia-i mănâncă de toate și te veselește. Mântuitorul a folosit aceeași formă de suflet, de ce? Ca să ne arate că cine se jerfește pe pământ cu trupul, își câștigă sufletul pentru dincolo. Oricine își liniștește sufletelul numai cu carne, cu vin, cu băutură, cu femeie, cu film, cu televizor, cu distracție, cu parc, cu mare, cu munte, cu toate celelalte, și de Dumnezeu, uite, nu-i folosește la nimic. Și de aceea arată, vrei să câștigi un pic dincolo, pierde un pic aici.
Vrei să ajungi mare dincolo? Fă-te mai mic aici. Vrei să ajungi strălucit dincolo? Ruginește un pic aici. Ori dacă vrei și aici bine și acolo, la doi domni nu se poate sluji. Sau pe unul urăști, sau pe celălalt îl iubești. La doi domni nu se poate sluji. Și iată, Mântuitorul spune mai departe: dar oare știți că puterea are Fiul omului pe pământ să ierte păcatele? A zis slăbănogului. De slăbănogul i s-a adresat Mântuitorul, nici nu i-a băgat în seamă pe farisei. Și s-a întors pe el și i-a spus: ia-ți patul și mergi la casa ta. Ei, ori termenul și sensul de mergi la casa ta poate să aibă și aici mai multe înțelesuri. Fie că l-a trimis la templu să se roage, să se pocăiască, să aducă jertfă și mulțumire de ardere de tot, fie că l-a trimis la casa părintească unde și are familia, fie că l-a trimis să-și vadă sufletul înăuntru lui să-și îl curățească, sau fie că l-a trimis să umble în poruncile Domnului. Când i-a spus casa ta, se vede că Mântuitorul nu s-a referit la lucruri trecătoare, ci a arătat locul unde trebuie să se găsească el sănătos. Și sculându-se, vezi că evanghelistul sublinează, s-a dus la casa sa, nu s-a dus la casa lor, la casa sa. Probabil că și-a revenit în sine ca și fiul risipitor, s-a uitat în sufletul lui și a văzut neputințele, s-a văzut iertat de atâtea păcate și a spus: cu adevărat acesta e Fiul lui Dumnezeu, lui slujesc și lui mă închin. Iar mulțimile, vezi exact ce am spus eu, iar mulțimile văzând acestea s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu. Cine nu se înspăimântă când vede asemenea minuni? Doar oamenii de azi nu se înspăimântă. Ori zice că e o întâmplare, ori zice că e o coincidență, ori spune că așa s-a fost să fie, sau multe alte explicații. Ori pe când Dumnezeu face minuni la tot pasul și pentru tot omul. Mântuitorul nu are sănătate pentru anumiți oameni. Dă ploaie și peste păcătoși și peste cei drepți. Dă și peste cei buni și peste cei răi. Și peste cei credincioși și peste cei necredincioși. Oare nu putea Mântuitorul, când aceștia au început să se răzvrătească, să pună un trăsne din cer să cadă pe mai marile fariseilor? Nu. Le-a dat apostolilor încă o lecție. Și lecția sună așa: biserica nu face pace cu arma. Biserica nu vindecă oameni cu forța. Biserica nu tămăduiește de păcate cu sila. Ci cel ce vrea să vină după mine să se lepede de sine. Ori dacă slăbănogul a cerut insistent să fie cărat în fața Mântuitorului sau a acceptat, a făcut-o fiindcă a vrut mântuirea și a sufletului și a trupului. De ce? Fiindcă și trupurile se vor munci în viața viitoare. Ori Mântuitorul, când a văzut hula și discriminarea pe care o aducea acești iudei și cărturari și vorbe de necinste, nu s-a întristat. Deci nu s-a supărat. Așa și noi astăzi, când auzim vorbe la adresa lui Dumnezeu, să nu ne întristăm că Dumnezeu nu scade nici cu creșterea numărului sectelor, nici cu creșterea numărului de necredincioși, nici cu creșterea faptelor rele, nici cu creșterea fără de legilor. Ci Dumnezeu crește în raport de ființa fiecăruia și de puterea Lui sufletească. Dumnezeu, dacă găsește un suflet curat, intră întreg acolo. Ori dacă găsește un suflet murdar și pe toate murdare, spune: fiul omului n-are unde să-și plece capul. Ori în aceeași clipă Mântuitorul nu oprește soarele, nu oprește aerul, nu oprește lumina, mâncarea, pacea, sănătatea. Deci le lasă toate și celor păcătoși și celor nepăcătoși. De ce? Tocmai ca să ajungă să vadă că sunt păcătoși și tocmai ca să ajungă ca la judecată să n-aibă răspuns și să zică: Doamne, dar ce ne-ai dat tu nouă ca să-ți slujim ție sau să te recunoaștem de Dumnezeu? Și el o să spună: n-ați văzut soarele? N-ați văzut apa? N-ați văzut mâncarea? N-ați văzut ploaia? N-ați văzut floarea, iarba, hrana, pomul? Nu le-ați văzut? Oare cine vi le-a dat? Și atunci le va cere socoteală. Deci iată, în felul acesta Mântuitorul rabdă și duce cu răbdare, exact cum spune în slavoslovie, păcatele lumii și el varsă picăturile lui de sânge pentru păcatul întregii lumi. Deci Mântuitorul nu vine cu răzbunare, deci arată că dreptatea de la Dumnezeu vine numai cu pace și cu blândețe. Oricine vrea să vină la biserică, vine, poarta e deschisă, oricine nu vrea să vină, nu vine. Dar să nu uitați un singur lucru și iarăși repet, să nu credeți că scade cu ceva împărăția lui Dumnezeu sau sfințenia lui Dumnezeu, sau puterea lui de sfințenie, sau puterea lui duhovnicească, sau puterea lui de dragoste, dacă noi suntem răi. Din contra, ne alterăm chipul din noi, ne facem spurcați urâți și ticăloși în fața lui,
dar El totuși ne iubește. De ce? Sfântul Ioan Damaschin spune așa în dogmatică: Dumnezeu nu pe om îl urăște, ci păcatul din om. Iar atunci când îl slăbănogește cu păcate, îl slăbănogește, deci când îl slăbănogește cu boale sau cu patim și cu necazuri, îl slăbănogește tocmai ca să-l întărească sufletește și să-l aducă pe calea adevărului. De aceea nu trebuie să cârtim și să cerem noi cont judecăților lui Dumnezeu de ce oare a fost așa, de ce a fost dincolo, de ce a fost dincoace. Știe El pentru ce cere socoteală celor răi și celor buni. Pe cei buni îi miluiește și pe cei drepți îi păzește, pentru că ce se întâmplă? El vrea ca toți să fie una și să-i aducă la cunoștința adevărului. Ori un lucru care Mântuitorul a demonstrat astăzi, nici măcar nu le-a zis măgarilor, fariseilor, viclenilor, nu. Le-a spus simplu și scurt, le-a arătat că știe. Nu mai cugetați rău în inima voastră. Nu vă ascundeți sub forma păcatelor și sub conștiință, spunând că lasă dacă or fi toți sfinți, lasă dacă or merge toți la biserică, dacă or posti toți de acum, lasă dacă or ține toți cu tare. Ei, asta e amăgirea noastră personală cu care ne amărâm noi sufletul și îl întunecăm pe zi ce trece. Ori Dumnezeu știe că această dreptate socotită în noia noastră e o cârpă lepădată. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că Dumnezeu știe că așa cum ți-a dat cap să înveți facultate, ți-a dat cap să înveți și o rugăciune, Dumnezeu știe că așa cum ți-a dat picioare să umbli, să-ți faci serviciu de zi cu zi, ți-a lăsat picioare și să mergi la biserică, și dacă ți-a lăsat sănătate pentru muncă și familie, ți-a lăsat sănătate și pentru lucrarea duhovnicească. Ori dacă omul nu vrea să înțeleagă și nu vrea să ajungă la cunoștința adevărului, Mântuitorul pedepsește cum? Prin foc veșnic și o sândă veșnică. Nu se închină și nu poftește pe nimeni, așa spune. Poftiți, masa este plină, ospățul este gata. Cine n-are haină de nuntă să iasă afară. Tot astăzi biserica mai prăznuiește și pe sfântul tămăduitor și izbăvitor de boale, Panteleimon, mucenicul. El a fost tăiat prin sabie în timpul împăratului Maximian. A trăit în Nicomidia dintr-un tată Elin și din mama Evula. A avut ca mentor pe sfântul Ermolae, preotul. Ei, acest Ermolae a fost și el tot un doctor fără de arginț și se spune că pe vremea când era el mai mititel, sfântul Ermolae, și era copil, trăia pe lângă o mănăstire și fiindu-i foame, că el întârzia pe la biserică, i-a spus bucătarul, zice, n-am ce-ți da să mănânci, unde te-ai dus și ai lucrat acolo să-ți dea de mâncat? Și el s-a dus fiind copil la icoana Mântuitorului și a spus, mie mi-e foame, nu-mi dai nimic, și i-a întins Mântuitorul din icoană o bucată de pâine caldă. Ori bucătarul când l-a văzut s-a spăimântat și a întrebat, de unde o ai? Păi zice, o am de la copilul din biserică. Și a intrat spăimântat în biserică să vadă de unde este acea bucată de pâine. Ori n-a văzut nimic și atunci l-a urmărit a doua zi, în scop bine știut, a spus egumenului și din nou l-a trimis, el fiind fără de răutate, deci asta din viața Sfântului Ermolae când era mic, și ce a făcut? S-a dus din nou la icoana Mântuitorului și a spus, da, nu-mi dai și astăzi de mâncat, că iar nu mi-au dat aștept. Și Mântuitorul iar a întins o bucată de pâine și atunci au socotit-o ca o binecuvântare pentru toate obștea și el a ajuns mai departe și el doctor fără de arginț și l-a povățuit și pe acest Pandoleon sau Pantoleon, deci l-a chemat înainte de numele de a fi Panteleimon, care nume s-a pronunțat din cer de putere îngerească și dumnezească în clipa tăierii cu sabia. A fost pus în cazan cu plumb și s-a răcit plumbul și n-a murit. A fost supus altor munci, căruia nu le-a folosit cu nimic. Și minunea s-a făcut vindecând un orb, care era mușcat de un șarpe și împăratul, întrebându-l cine te-a vindecat, a spus, acel tânăr Panteleimon, deci care este creștin. Și atunci a început prigoana asupra lui. Ori tocmai cade foarte bine cu Evanghelia de astăzi, din ce motiv? Toți cei ce fac voia lui Dumnezeu pot fi doctori fără de arginț. În primul rând, doctorilor personal sufletești, doctorii familiei lor și a copiilor lor și a tot ce este în casa lor și apoi doctorii aproapelui lor, dar în primul rând doctorii noștri personali. Oricine poate fi doctor sufletesc al său, cunoscându-și boala și neputința, spovedind-o și vădind-o la duhovnic prin spovedanie și prin fapte bune și în același timp poate să ajungă în împărăția lui Dumnezeu ca sfânt, cum? Prin lucrarea mântuitoare a celor șapte taine. Ca să vorbim de prisos și mai mult, n-are rost. Cred că am cuprins cam totul. Ceea ce ne rămâne un lucru.
Să nu uităm că totuși flăbănogul purtat de patru oameni este sufletul nostru care veșnic este târât în fața bisericii de cele patru puteri sufletești cu care ne-am născut, adică bărbăția, înțelepciunea, credința și smerenia. Astea omul le primește încă de la naștere. Dacă le lucrează, le are, dacă nu vrea să le lucreze, le pierde. Deci, oricine este făcut bun și curat, oricine are pus în el virtutea bărbăției, oricine are pus în el virtutea priceperii și înțelegerii, nu mai trebuie să vrea și să lucreze. Ori dacă te duci în biserică și stai să fii la număr, veșnic vei muri și vei rămâne păcătos. Ori dacă te duci în biserică cu scopul de a fi mai bun, ai să vezi că mâine n-ai să mai înjuri, poi mâine n-ai să mai fumezi, răspoi mâine n-ai să mai curvești, în altă zi n-ai să mănânci prea mult, în altă zi n-ai să bei prea mult, ori dacă vii așa numai de dragul să fii la număr și să auzi ce a mai spus preotul în biserică, asta e o înșelare și o vânare de vânt. În primul rând, biserica cere legiferarea lucrării. Fă ca Dumnezeu să-ți răsplătească nascuns. Sau fă oamenilor ceea ce vrei să-ți facă Dumnezeu ție. Sau nu face tu altora ce ție nu-ți place. Adică, făcând tu fapte bune, Dumnezeu îți va întoarce cu fapte bune. Făcând tu fapte rele, Dumnezeu îți va întoarce tot cu fapte rele. Ori biserica are la fundamentul ei și la postamentul duhovnicesc trei lucruri. Smerenia Mântuitorului Hristos, care de fără de smerenie nimeni nu se mântuiește. Are dragostea lui Hristos. Și aici Mântuitorul a scos astăzi în evidență răutatea fariseilor. Dacă au văzut că ei nu sunt în stare de o minune în legea veche, măcar o vindecare să facă și ei cât de cât, au început să hulească fapta bună. Ori noi azi nu facem la fel, vedem că unui mai credincios îl defăimăm, vedem că unui mai postitor râdem de el, îl vedem că e mai bisericos, râdem de el, îl vedem că face nu știu ce, imediat îl invidiem. Ei, ori cu lucrul ăsta n-ajungem în rai. Dumnezeu a spus, cei ce viclenesc vor pieri. Ori te faci bun, ori îi iubești pe toți, ori nu iubești pe niciunul. Deci nu merge cu jumătăți de măsură. Ori un alt fundament de bază care este la temelia bisericii este tocmai lucrarea aproapelui. Ai văzut, pusnicii se duceau în pustie și se rugau pentru lume. Ori Sfântul Antonie, când i s-a cerut cuvânt de folos, Sfântul Antonie cel Mare, care a stat în adâncul pustiei, ce a spus? Fiule! Lucrarea aproapelui este roada ta. Fă tot ce poți pentru aproapele și te vei mântui. Și Mântuitorul, care a stat în carantania 40 de zile și a stat și s-a rugat în munte și izolat, când ucenicii au venit și au întrebat cum va fi la înfricoșata judecată, el le-a dat pildă și a spus, întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. N-ați făcut celor mai mici, nu vă cunosc pe voi. Ori vezi, tocmai această relație om-om sau om pentru om, biserica o legiferează pentru mântuire. Nimeni să nu se înșele că mergând la biserică sau citind în psaltire și nefăcând fapte bune, poate intra în rai. Nu există. Poate să faci 10 psaltiri pe zi și 10.000 de metanii. Dacă nu știi să dai o pâine de pomană, dacă nu știi să-ți pomenești un mort, să-ți pomenești un prieten la rugăciune, nu știi să-ți ajuți un necăjit, un aproapele, degeaba vii în biserică. Nu pentru faptul că biserica îndeamnă să încurajăm lenea și trândăvia, ci biserica ne îndeamnă să fim concret sprijinitori aproapelui și ne mai îndeamnă și să cerem un lucru, să facem binele celor care nu ne-l pot întoarce. Deci să nu facem bine la rudenii, să facem bine la frați și la surori care ne răsplătesc și ei la rândul lor tot cu bine. Fă un bine negrului străin. Am văzut și acum am avut câteva zile în urmă fericita ocazie să văd o mormântare. Și ce mi-a rămas spre mirare, pentru că îi știam și oameni credincioși, bilețele cui trebuie dat ștergarul, cui trebuie dat colacul, dar asta te privește pe tine. Dă cui se întâmplă atunci lângă raflă. De ce trebuie să-l dai tu tocmai la... Să vină verișoara cu tare, să vină nepoata cu tare, să vină Gheorghe cu tare, să vină Ion cu tare. Ce asta? Ce fel de milostenie? Cui este atunci lângă tine, aluia dă-i. Poți să nu-l știi cine este. Tu ai dat, în numele lui Dumnezeu s-a scris, s-a primit, s-a trecut în cartea cerurilor, s-a trecut la milostenie și este milostenia ta. Ori planificăm noi cui trebuie să dăm. Nu nouă ne este planificat. Dumnezeu rânduiește cui trebuie a da. Pentru că așa spune, celui sărac care îți întinde mâna nu-i spune vino mâine sau altă dată, ci dă-i atunci când ți-a cerut, că tu scăpând printre degete, Dumnezeu îți va da cu mâna plină.
Ori la fel și cu acest lăbănog. El a venit în virtutea că măcar va fi alinată durerea lui. Și s-a dus și sănătos acasă și s-a dus și iertat de păcate. Ori Dumnezeu nu umblă cu jumăți de măsură. Dumnezeu dă întreg ceea ce dă. Vrea și trup sănătos, și suflet sănătos, și minte sănătoasă, și gândire sănătoasă, și credință sănătoasă, și fapte bune sănătoase. Deci nu vrea de la noi să ne apucăm noi de făcut extreme, minime și maxime. Calea de mijloc este cea mai împărătească cale. Cine crede că se mântuiește altfel decât fără calea de mijloc sau după idei personale, nu va vedea raiul. Ca să fiți clar de treaba aceasta, nu există altă învățătură afară de învățătura bisericii. Nu există altă cale de mântuire decât prin biserică. Nu există altă cale de curățire a sufletului decât prin biserică. Nu există altă cale de întâlnire cu Dumnezeu decât la biserică. Și iarăși repet și iarăși amintesc, foarte mulți încă continuă să spună, credem în sinea noastră, credeți în sinea voastră cât veți vrea. Eu am pus pomi în grădină, am pus zarzavaturi. Dacă la toamnă nu rodesc și n-am scos nimic de la ele, le tai, le smulg, le arunc și caut altă sămânță. La fel și Dumnezeu. Dacă vede că nu ți-ai dat roada și spui că e în sinea ta, atunci El n-are Dumnezeu treabă cu sinea ta. Sinea ta trebuie lepădată. Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine. Ori dacă vrei să te lepezi de sine, nu mai faci cruce cu limba. Faci cruce în biserică dreaptă, frumos și normal cu mâna. Ori dacă vrei să crezi în sinea ta, intri duminică în biserică, că nu te mănâncă nimeni, chiar dacă ești domn mare sau domn mic. Ori în ideea, îmi spunea iarăși cineva într-o zi, să vă purtați frumos, că ziceți niște oameni așa de gingaș, hai băi bade, vino încoace. Păi știți noi, ce-i cu voi? Ați venit la spovedit, da, nu faceți mofturi, faceți ce vă spun eu, dacă nu vă convine, mergeți în altă parte. Ori ce se întâmplă? Nu stă biserica să aline și să panseze cu apă oxigenată mofturi și prostii ale fiecăruia după părerea personală, că în fond toți suntem praf, putoare, fum, umbră și cenușă. Deci când ai venit la biserică, îți lași mândria pedagogică, socială, administrativă care o ai în societate, o pui la ușă acolo într-un cui și când ieși afară te mai îmbraci cu ea. Ori în biserică ești creștin, ești fiul lui Dumnezeu după har, ești fiul lui Dumnezeu după taine, ești fiul duhovnicesc al preotului care te cârmuiește sau te spovedește, iar când ai ieșit afară, ești din nou tu, directorul Gheorghe, ministrul Vasile sau marele decan Petroniu. Ei, dar atâta timp cât ești în biserică, ești robul lui Dumnezeu sau fiul lui Dumnezeu cu tare. Deci nu te apuci tu de a te impune, știi cine sunt eu. Nu ești nimic. Ești zero. Și ești un mare zero tocmai că te umfli în sine. Și cu atât vei fi un mare unu, adică tu, cu cât te vei goli pe sine. Pentru că Dumnezeu iubește pe cei ce se smeresc. Cine se smerește se înalță, iar cine se înalță se va smeri. De aceea Mântuitorul Hristos a spus așa, privegheați și vă rugați în toată vremea și în tot ceasul să nu cădeți în ispită. Amin. Să rugăm dreapta, Părinte.